Ei, bună seara, domnule. Și ca să încep cu istoria recentă a activității mele culturale în zona despre care vorbea Nicolae Roșu, este adevărat, acum aproximativ 5 ani l-am cunoscut pe poetul Gelu Vlașin, originar din Bistrița și acum locuiește în Madrid. După ce l-am cunoscut, el avea un proiect cultural aprobat de Ministerul Culturii din România și prin, a fost plătit, răsplătit, după ce noi am cheltuit foarte mulți bani acolo în Spania. Adică ne-am deplasat în toată comunitatea de Madrid, care este cam așa de mare, cam cum ar fi județul Telavan, Ilfov și Giurgiu la un loc. Și eu am pus la bătaie furgoneta mea, eu lucrez acolo ca mesager, eu sunt inginer constructor de fapt, dar știm un imobiliar adus la criza din toată Europa, inclusiv din Spania, și nu numai, așa, și am plecat la drum cu furgoneta și cu caravana culturală cu 100 de cărți reprezentative ale scriitorilor români. Am fost foarte bine primiți după ce Gelu Vlașin a reușit să vorbească cu arhiepiscopul mitropoliei din Spania și Portugalia. Eu am crezut prima dată că este o nebunie a lui Gelu Vlașin și ne-am dus și am ținut toate activitățile respective, toate evenimentele respective, au fost ținute în biserică după slujba de duminică. Vreau să vă spun că pe lângă cei enoriași care veneau să asculte slujba copilor din toate localitățile unde am susținut evenimentele, veneau mult mai mult, se umbrea biserica atunci când trebuia să citim poezie și am mai avut și norocul, marele noroc, soția lui Gelu Vlașin este absolventă a conservatorului și cântă foarte bine. Și pe urmă am atras pe lângă noi cântăresc de muzică populară, cântăresc de la fel de muzică ușoară și și chiar avem un tânăr foarte talentat, spaniol, care vine de multe ori cu noi și ne cântă, deci nu mai pioară. Îl cântă pe Enescu extraordinar. Și să auzi un spaniol cântând la vioară un Enescu, cel puțin din punctul meu de vedere, de câte ori la aud, am emoție. Bine, și așa a fost începutul cu Gelu Vlașin. După aceea am plecat cu Gelu Vlașin, nu, am plecat eu în România să vin să lansez antologia care se numește Sfera. Și Gelu Vlașin și-a luat bilet în aceeași zi și în același avion cu mine, pentru că eram prieten și pentru că vreau să-mi prezinte prietenii lui din București. Și nu numai din București, m-a invitat, am fost cu el la Bistrița în Săul. Și marea mea surpriză a fost când mi-a prezentat prietenii lui și toți prietenii lui erau prietenii mei. Păi bine, dar noi ne cunoaștem. Și, în excursia noastră de două săptămâni aici în București, când am locuit împreună la deci în casa lui Aurelian Goci și Gabriela Bană. Am tot discutat și am stabilit să fundăm o asociație a scriitorilor români din Spania, pentru că nu eram decât eu și Gelu Vlașin acolo care scria. Și atunci am făcut-o imediat după întoarcere și pe urmă am invitat din România pe Aurelian Goci și pe Horia Gârbea. Au venit cu foarte mare plăcere și am avut un spectacol de inaugurare. Dar nu la Uniune, ci am spus Monorescu și a zis, da. Sunteți oficial. Da, deci totul a fost oficial și am avut un spectacol de inaugurare cu sala Ateneului din Madrid, echivalent a Ateneului din București. De 450 de locuri. Prima dată ni s-a spus că nu vor deschide balcoanele și după începerea spectacolului
au fost nevoie să deschidă și balcoanele și să închidă ușile de la intrare, pentru că tot ajungeau români și spanioli să vadă spectacole. A fost foarte bine mediatizat, a fost din punctul meu de vedere, poate că și pentru că am fost printre organizatori. Bine, și am rămas vicepreședinte în aceste asociații cu foarte mare... Eu cred, sunt convins că meritam să fiu în această și ca vicepreședinte. Acum citește-ne o poezie, Marius. Bun. Vreau să vă spun întâi despre ultima mea carte, cea de-a șasea. Cea mai recentă. Dacă se poate spune și așa. Deci, cea de-a șasea. Domnul director, nu sunt să vorbesc. Dacă spui de ultima ta carte și nu spui titlul. Păi asta vreau să spun, că titlul este o provocare. Titlul este un pretext. Nu o să găsiți în interiorul cărții nici un poem în metru cuantic, încă nu s-a inventat un poem în metru cuantic. Deși se poate gândi în metru cuantic. Și eu cred că poezia nu se scrie, poezia se gândește. Înspre lumii, vă citesc un poem. Deasupra ape, pe niște scânduri tinere, la o masă de lemn și atână, mi se pare că într-o vinere înspre luni, mă gândeam că sunt pe pământ și mă mai gândeam că nu sunt. Și mi s-a făcut gândul cuvânt și a plâns ca o ploaie mărânt. Beau dintr-un pahar sărbătorește, până calea lactee mi se pare informația genetică în care pământește, lumina se naște și trăiește și moare. Și eu vin de deasupra apei, vin de departe, vin de deasupra mea ca un duh, și stau deasupra mea în văzduh, contemplându-mă cum stau la masa de lemn cu propria moarte, și beau din pahar cerul, și să bei și iau un demn. Deasupra apei, la marginea lumii, pe niște scânduri de lemn tânăr, la o masă tânără, de lemn tânăr, și în paharul meu se oglindesc stelele, și eu mă țin cu moartea de după umăr, beat de puterea misterioasă a Universului. Ridic paharul și beau și mă ridic, fără să mă ridic de la masă. Și stau deasupra mea, contemplându-mă. Mi se pare că într-o vinere înspre luni. Mulțumesc!